arătat ce se întâmplă în diaspora, v-am arătat și valul acela anti-PSD care este prin diaspora pe TikTok, pentru că domnul Ciolacu a făcut acolo o exprimare nefericită în care s-a referit la oamenii aceștia din diaspora ca fiind necalificați și că pleacă de asta, că n-au meserii pe aici. Oameni care, știți, lasă familia acasă. E greu, e foarte greu. Numai cine n-are pe cineva în diaspora nu înțelege. Vreau însă să vă arăt un reportaj excepțional al Europa Liberă despre românii noștri din America, pentru că au fost și alegeri în America, dar ei ar vota și pentru alegerile noastre, doar că nu prea au documente. Urmărim împreună. This is the national anthem of Romania. Marius și Felicia Ionescu, doi dintre cei aproape 500.000 de români din Statele Unite ale Americii. Locuiesc la Washington DC, la câteva minute de mers cu mașina de Casa Albă, alături de fiul lor Victor și de Tiger, un bișon gălăgios, dar prietenos. Soții Ionescu a emigrat în Statele Unite ale Americii în 1999, la studii. El este matematician, ea economistă și, deși au renunțat de mult la ideea de a se întoarce acasă, la Brașov, urmăresc cu atenție ce se întâmplă în țară. Copilul nostru ne spune tot timpul, voi sunteți români prima dată și apoi americani și eu invers. El a fost născut aici, deci urmărim foarte îndeaproape ce se întâmplă și în România. Suntem conectați, familiile noastre sunt acolo. Și pentru că sunt alegeri și în România, nu doar în țara adoptivă, multe dintre știrile care ajung în aceste zile la familia Ionescu sunt despre politică. Pic mai tumultoasă decât cea de aici, aș spune. În primul rând, ceea ce este deosebit față de aici este această politică de coaliție, nu? La guvernare și schimbarea partidelor, coaliții dispar, apar. Pentru mine a fost ca și principiu de partid, coaliția PNL-PSD, o surpriză mare. Nu mi s-a părut cel puțin, e frumos că reușesc să o facă să meargă, dar ex ante mi s-a părut un pic ciudat de o partide care au totuși niște platforme foarte diferite. Când aderam în România, PNL-ul era clar contra PSD-ul, adică erau inamici. De la 8.000 de kilometri distanță de casă, unde ajung o dată pe an, soții Ionescu spun că văd schimbări majore, în bine, de fiecare dată când se întorc în România. Și atunci, deși viața în România s-a schimbat, de ce nu mai iau în calcul să se întoarcă acasă? Pot să vă spun o anecdotă reală? Deci, când am venit aici să studiez, deci atunci în 99, înainte de plecare, la ambasada americană s-a organizat un eveniment cu toți bursierii români care au să studieze în America, care au participat inclusiv președintele României de atunci, Emil Constantinescu. Ideea era să ne convingă pe toată lumea care venea în America să meargă înapoi să ajute România. Și la un moment dat am zis ca mâna, domnule președinte, eu sunt matematician, eu cum pot să ajut România? S-a uitat așa la mine, tu cu matematica, păi tu nu prea ai ce să faci aici. La alegerile parlamentare și prezidențiale din această toamnă sunt așteptați la vot aproape 65.000 de români care locuiesc în SUA. Printre aceștia se numără și Alexandru Zancă. Tânărul a plecat la studii în Philadelphia în 2017. Astăzi lucrează la o companie de asigurări. Chiar dacă eu sunt aici, mereu vorbesc cu familia și cu prietenii de acasă, mereu gândul este la ei, la cei dragi. Și normal că simt obligația să mă duc și să votez cu interesul celor de acasă în minte și în suflet. Mi-ar plăcea cel puțin.